Bun găsit, sunt Cornelia Ionescu și alături de colegul meu, Alex Nedelcu. Ne întâlnim din nou în această săptămână aici, în fața dumneavoastră, la ștafeta mixtă. Bună, Alex! Bună, Cornelia! Dar ce-s cu documentele astea în mână? Documente noi! Uite, au intrat oameni noi în competiție și normal că trebuie să mă informez, să le spun oamenilor de acasă ce se întâmplă, ce e nou, ce nu au văzut aseară la televizor. Cine, Cornelia? N-ai văzut că au intrat concurenți noi în echipe în Republica Dominicană, la Survivor? Am văzut, dar aștept să spui tu. Să faci tu comunicatul oficial. Da, băi, mă așteptam să-i vedem pe toți în competiție. Știam de mult că vor fi acolo în valul 2, știi cum se spune acum. Și mă bucur pentru că sunt sigură că vor aduce un plus de valoare în echipele lor. Tu ce crezi? Eu nu cred. Cum mă, nu crezi? Mă, eu cred că mai ales Ana Porgras, cea care a intrat în echipa faimoșilor, o fostă campioană olimpică. Știi ce la gimnastică? Am observat niște din reacții de acolo, de la bancă. Am observat că ei, ca de la faimoși, faimoșii se reglase cumva într-o treaptă de asta de ierarhie. Dar am văzut după ce au intrat cei doi, iar a intervenit între ei chestia asta de ierarhie, să iasă în față. Care probabil fetele sau băieții sau... Da, probabil cine? Băieții Jador acolo să fie, să ia ochii lui Ana Porgras sau să arate că e cumva liderul în fața lui Chitoșca. Mă, nu știu, el a avut o strategie pe care și-a expus-o. Acum ceilalți poate nu au fost de acord. Acum săptămâna trecută, ai văzut? Ei au acum două săptămâni, ei țipau unul altul la bancă. După aia n-au mai țipat, au lăsat-o moale. Da, mai puțin. Și acum iar au început să facă. Deci iar a intervenit ceva acolo. E ceva acolo, lucruri pe care noi nu le-am văzut. Însă ce am văzut... Am văzut concurenții, repet, noi, concurenți pe care ambii i-am cunoscut aici înainte de a pleca în Republica Dominicană, pentru cei de acasă, care nu o știu foarte bine pe Ana Porgras. Ea este una dintre fetele de aur ale gimnasticii românești, are zeci de medalii în palmares, a participat la campionatul mondial de gimnastică din 2010, are bronz cu echipa la campionatele europene, medalie de aur la campionatul mondial. Este o sportivă foarte bună, fostă sportivă foarte bună, din păcate anumite accidentări au scos-o din competiție, însă sunt ferm convinsă că va face o figură frumoasă aici în Dominicană. Nu știu ce să spun, a fost o lună de zile foarte grea pentru concurenți, a fost și impactul ăsta dur cu Survivor-ul, cu primul impact dur cu Survivor-ul, cei care au fost din prima de o lună de zile s-au adaptat și au rămas cumva... S-au rulat, au o mare experiență. Acum nu știu cum le va fi celor care au intrat pe parcurs. Eu nu cred că echipa îi va primi chiar cu brațele deschise. Normal, îi vor considera odihniți și poate sunt primii care vor fi puși la lista de eliminări, da, de nominalizări. Sunt convins. Au fost atâtea discuții și atâtea lucruri vis-a-vis de cum să câștigă punctele. Fiecare ce... aportare acolo în echipă și nu cred că își va ceda cineva locul mai departe. Sunt convins că vor fi certuri și discuții pe tema asta. Da, vom vedea și noi ce se va petrece în Dominican. E normal. Și în sezoanele anterioare s-au petrecut lucrurile la fel. Unii au fost primiți cu brațele deschise și integrați în echipă, alții mai puțin, dacă să ne gândim la Sonny Flame, de exemplu, în sezonul anterior, el a fost cel pe care aproape toți l-au nominalizat spre ieșire, da, atunci când a fost momentul, când a putut să fie el cel nominalizat. Pentru el, pentru că el și-a luat doar un singur aliat și anume pe Elena. Elena, dacă mai avea și ea alți aliați pe lângă, s-ar fi aliat mai mulți acolo. Depinde și acum cum e. Hai să nu le mai spunem bisericuțe, că nu mai... Acum 20 de ani le ziceam bisericuțe. Acum le spunem și noi alianțe, că așa e. Da, măi, alianțe, așa e.
Iar noi n-am venit așa degeaba în fața oamenilor, am venit astăzi cu informații noi și cu materiale în exclusivitate pentru cei de acasă. Ce să... ai pregătit? Păi cum ce-am pregătit? Am pregătit un interviu cu Ana Porgras, a fost un interviu acordat special în exclusivitate pentru ștafeta mixtă. A spus lucruri interesante acolo, ne-a spus lucruri pe care oamenii de acasă trebuie să le știe, așa că vreau să urmăriți materialul și apoi revenim. Bună, Ana, ne bucurăm că ești la ștafeta mixtă alături de noi și de oamenii de acasă. Cu ce gânduri pleci în Republica Dominicană? Bună. Bună și vouă și tuturor care ne privesc. Plec cu gânduri pozitive. Sper să reușesc să trec peste orice greutate de acolo și să aduc puncte echipei. Se bazează foarte multă lume pe tine, ești o sportivă, o gimnastă, o fostă gimnastă și de fiecare dată din experiența competițiilor anterioare am observat că voi sunteți niște luptătoare și aduceți mult, mult aport echipei. Într-adevăr, suntem obișnuite cumva cu greu. Poate nu ne este la fel de greu cum le este celorlalți. Dar din experiențele anterioare am văzut că noi gimnastele de obicei avem probleme cu finalul. Poate... Deci nu prea ai îndemânare? Eu m-am antrenat acasă, acum sper să... Ce antrenamente ai făcut? Ce antrenamente? Mi-am luat popice cu sticle de apă, cu mingi, cu tot felul de... Da. Am încercat cumva să mă antrenez în direcția asta pentru că, cum știe toată lumea, gimnastele nu prea au timp să joace când sunt mici și atunci probabil din cauza asta nu avem atât de mult îndemânare. Deci nu prea juca jocurile copilăriei? Nu pentru că nu aveam timp, mă antrenam în timpul... Cine știe, poate în timpul liber acolo o să te ajute cineva sau poate o să te antrenezi, nu știu, la țintă, o să dai ceva să se îmbunătățești îndemânarea. Cu siguranță, mă gândesc că o să avem și timp liber la dispoziție și atunci cumva să ne antrenăm și pentru finalul traseelor. Dar așa, cu condițiile grele, ești obișnuită, înțeleg că ești obișnuită cu lipsa muncii. Pentru sportive și pentru gimnaste este un lucru obișnuit, însă mai sunt multe de pătimit acolo. Nu o să aveți un acoperiș deasupra capului. Vă veți certa, sunt sigură, în competiție vor exista foarte multe orgolii, mai ales că ești la faimă. Da, într-adevăr, noi gimnastele suntem obișnuite cu foamea, să spunem, între ghilimele, și cu traiul puțin mai greu, că nu e că am trăit în puf cât făceam gimnastică. Cred că mă pot adapta destul de bine la condițiile de acolo. Acum vedem ce orgoliu să fie și ce... Cred că important e să lase fiecare de la el puțin și să ținem cont că suntem o echipă acolo, indiferent că acasă fiecare face, nu știu, activitățile lui. Ești genul ăsta care lasă de la el sau care își menține punctul de vedere? Adică dacă tu consideri că în principiu tău, în viziunea ta, bă, lucrul ăla e așa, cred eu că e, te bați pentru el până la sfârșit, sau în sinea ta, bă, hai, ok, îl las, că așa e el. Îmi place să-mi spun punctul de vedere. Acum, dacă se ține cont de el sau nu, sunt genul de persoană un picuț mai moale, care lasă tot timpul de la el, doar că am și orgoliile mele și atunci vom vedea. Îți dai seama că vor ieși la suprafață în Republica Dominicană, da. Este imposibil. Dacă ești eu un pic mai moale, nu te vezi un capitan de echipă, te vezi mai mult un om care să contribuie da, la rezultate, da. Nu? Nu, sincer, nici nu aș vrea să-mi iau responsabilitatea de a fi un capitan de echipă. Și da, un capitan trebuie să se ducă, să facă fug, să facă mâncare în cazul fetelor, să aducă fel de fel de lucruri, așa mai bine. Nu, să lăsăm totul pe capitan. Nu neapărat, că dacă ești capitanul echipei, asta nu înseamnă că trebuie să faci toate lucrurile tu.
mă gândesc că fiecare în echipă are contribuția lui. Da, indirect o să vă găsiți niște sarcini așa separate. Bine, unul, bă, dacă mi-e frig, fac un foc și vin și ceilalți. Exact. Unul, bă, hai că eu mă pricep să fierb orezul. O să mănânce și ceilalți, doar nu o să facă. Da. În cazul în care să și înțeleg. Eu sper să nu ne certăm. Da, să înțeleagă. Pentru fete este mai greu și cu igiena. Da. Ai luat în calcul și toate variantele acestea, că n-ai cu ce să te speli, n-ai cu ce să te aranjezi, ai un păr frumos. Da. Am luat în calcul acum. Și... Acum? Acum, da. Și treaba asta, ce să zic, sper să mă adaptez destul de bine și să pot să fac față. Cu spălat o să fie mai greu, cred că o să fiu mare toată ziua, că nu suport să stau nespălată, dar... Vom vedea. Îți plac zonele exotice și cu clima foarte călduroasă te descurci? Da, nu-mi place frigul, absolut deloc. Urăsc frigul. Păi cred că e cel mai bun moment să pleci la Târgăuri, că acum începe frigul. Da. Și cred că o să mă adaptez cu clima de acolo. N-am cu căldura chiar deloc, poate să fie 40 de grade. Poate cam o să fie și mai mult. Da. Nu o să fie niște mirele interesante în campus. Nu. Poate o să câștigați niște joculețe și atunci... Depinde dacă vine seara vreun șoareci și îl omoară și îl aruncă lângă colibă, s-ar putea să se împute treaba mai târziu, dar... Nu, glumesc. Îl îngropăm, eventual. Da. Dar ți-e frică de insecte, de tot felul de vieți de genul ăsta? Acolo sunt la dimensiuni mai mari din câte ai observat în sezoanele anterioare. Spuneai că, într-adevăr, te-ai mai uitat atât... la Survivor, cât și la alte show-uri de supraviețuire. Da, m-am uitat. Într-adevăr, chestia asta cu insectele, cu... Să zic, de insecte nu mi-e atât de teamă, cât mi-e de animale, șoareci, șopârle, șerpi. Nu o să fie problemă. Nu, să te atenești cu ele. Nu cred că o să fie atât de mare problemă. Se poate întâmpla, cine știe, dar nu cred. Da, vom vedea. Acum nu, cred că devii un pic sălbatic acolo și... Aveți și voi băieți în echipă. Are cine să sară. Mă gândesc că băieții sunt mai puternici decât fetele și atunci o să ne apere. Da? Are cine să fugă. E adevărat. Pleci de acasă pentru o perioadă, să sperăm, foarte lungă, în Republica Dominicană. Ai și regrete. Pe cine lași acolo să te aștepte? Cine te va să simte? Din punctul meu de vedere, ăsta e un avantaj pentru mine, pentru că eu locuiesc singură. Nu că n-am pe nimeni. Ai mei, mama cu sora mea sunt plecate amândouă, tata pe la Galați, eu trăiesc singură în Brașov și atunci cred că o să fie un avantaj pentru mine, că nu o să fie atât de greu să mă despart de ei. Deci? Să vedem în ce situații va fi și ea pusă mai departe în concurs. Da, oricum îi va fi greu și de-abia va aștepta acele probe de comunicare. Sunt importante, chiar dacă acum stă singură. Acolo va simți mult mai mult lipsa părinților. Cu siguranță, pentru că noi, chiar dacă nu ne vedem, eu comunic cu mama și cu sora mea aproape zilnic. Vorbim la telefon, ne vedem cu cameră, pe telefon. Acolo, neavând la dispoziție, nu știu, un dispozitiv să comunici cu ei, o să-mi fie destul de greu. Mai ales că orice s-a întâmplat rău sau bun în viața mea, eu povesteam cu ele. Ești mai foarte apropiată, totuși, de ele, chiar dacă sunt departe. Da. O să fie o întrebare mai delicată, dar am să te întreb și de tatăl tău. Tatăl meu a rămas la Galați. Am o relație ok și cu el. Nu... Vorbim din când în când, poate nu suntem la fel de apropiați, dar e ok. Mai merg din când în când la Galați. N-avem, repet, n-am o relație atât de apropiată cu el cum am cu mama și cu sora mea, pentru că nu duc eu, după ce m-am lăsat de gimnastică, am stat mai mult cu ele. Și atunci era normal. E adevărat, noi îți dorim foarte mult succes în Republica Dominicană, așa cum ne-am spus eu tuturor faimoșilor mei, să vină cât mai târziu acasă. Războinicii tăi, să vină mai devreme la noi în studio, la ștafeta mixtă. Așa că nu doresc să fie foarte rar. Doamne, ajută, mulțumesc din suflet și sper să mă susțină toată lumea în toată treaba asta. Am văzut-o, Ana, foarte încrezătoare în forțele ei. Vom vedea ce se va întâmpla în competiție. Tu ce zici?
După ce am urmărit în material. După ce am urmărit materialul, dar materialul ăsta e făcut după ce am urmărit mai multe episoade, cam 16, 15 de Survivor România și niciunul dintre ele n-a fost foarte simplu, foarte ușor. Nu este ușor, însă gimnastele întotdeauna au făcut figuri frumoase în competițiile acestea, în show-urile de supraviețuire. Atât la Exatlon, au făcut și figuri, da. Au făcut și figuri frumoase. Da, nu, dar au fost foarte bune în competiție. Și Asiana Peng anul trecut s-a integrat destul de bine, era foarte bună la ștafetă. Tu ce zici? Acum va fi Ana la ștafetă sau în funcție de cum va decurge jocul, de cum vor fi probele? Nu știu ce să spun. Trebuie să vedem și noi cum se va adapta, dar Elena Marin e favorita ștafetei, e cea mai rapidă. Da, acum este în funcție de traseu, nu? Mai e acolo în echipă și Simona Hapciuc. Simona Hapciuc, care mi se pare că ea controlează echipa fetelor din umbră. N-ai cum. Simona Hapciuc e maestră la treaba asta. De ce vrei să spui? Și strategii. Spuneai că nu ți-a plăcut plânsul ei de săptămâna trecută. Lacrimile nu ți s-au părut sincer. N-a fost adevărat. N-a fost un plâns adevărat. A vrut ea să facă acolo ceva, dar nu prea a ieșit. Că atunci când plângi, nu poți să și vorbești în același timp. Atunci când plângi, îți modifici respirația. Nu poți să vorbești cu același flux. Plus că nu îi curgea nicio lacrimă. Cum nu îi curgea nicio lacrimă? Nicio lacrimă. Nu îi curgea nicio lacrimă. Eu vreau să-i întreb pe oamenii de acasă dacă au fost sensibilizați de felul în care a plâns Simona atunci când ea a povestit ce probleme a avut, că a jucat cu accidentul acela la genunchi, că a intrat pe semnătură, că face totul pentru băiatul ei de acasă. Da, s-a cam văitat, a încercat să ia atenția publicului, a încercat să atragă publicul asupra ei în stilul ăsta. Da, nu cred că e stilul ei. Eu nu zic că e un lucru greșit, dar nu e stilul ei, nu e pe stilul ei să facă chestia asta. Uite, băi, Jador plânge mișto. Adică, băi, este. Când s-a dus în junglă acolo și a plâns, băi, deci a plâns bine. I-au curs lacrimi. Da, pentru că mie mi se pare, să știi că mie mi se pare un om sincer. Dincolo de atitudinea lui, de felul în care se bucură atunci când câștigă, nu se abține să nu se ducă în tabăra cealaltă, de felul în care trăiește și înfrângerea. Adică se vede că se oftică, pur și simplu. Are cumva gesturi copilărești, dar e foarte amuzant prin felul lui de a fi. Dar, repet, nu știu cum se va adapta Ana Porgras, ținând cont că acolo... Se va înțelege cu Jador? Nu știu, da, posibil. Nu cred că e posibil ca ea... Să fi urmărit show-ul și să se comporte într-un anumit fel? Posibil ca el să nu fie ținta ei, dar ea să fie ținta lui. Păi fetele oricum sunt ținta băieților în echipă. Dacă am văzut atunci cu Simona Hapciuc, băi, deci Simona controlează echipa fetelor din de acolo. Ce, lacrimile sau ce? Nu, alea bine, a încercat ea să facă, nu e stilul ei, nu merge, nu merge pe stilul ăla cu Simona Hapciuc. Nu o condamn. Nu zic chestii despre ea, doar că n-a fost real. A fost puțin făcut. Nu i-a ieșit. Da? Păi, chiar dacă nu era subiectul nostru de astăzi, Simona Hapciuc, să-i vedem lacrimile, vreau totuși să urmăriți o serie de imagini cu lacrimile Simonei Hapciuc. Și apoi ne veți da, îi veți da sau nu dreptate colegului nostru. Mi s-au adresat cuvinte foarte grele. Păi, dar de ce nu l-ați vorbească și ea? Pentru că vorbeam eu. Sunteți răutăcioși. Georgiana. Are dreptate Jador aici. Lasă-o să spun și-o. Păi, Jador, întotdeauna fata asta nu poate să vorbească. Întotdeauna. Băi, Jador, vorbeam eu, dar niciodată nu să vorbesc. Ai vorbit de 5 minute și degeaba. Aș vrea doar să se înțeleagă, îmi pare rău.
efectiv dărâmată înăuntrul meu, pentru că de la începutul competiției mă jur că nu am greșit absolut nimănui cu nimic, deci absolut nimănui, și dacă am deranjat pe cineva cu ceva, dacă am spus cuiva ceva, mereu m-am dus și mi-am cerut scuze și mereu i-am rugat să-mi înțeleagă comportamentul, puțin mai impulsiv câteodată, dar mereu, nu știu, mereu am încercat să-i ajut, mereu am încercat să le fiu lângă ei. Băi, vreți să vă spăl ceva, vreți să mă duc să culeg lemne, mă duc să culeg cocos, mă duc să aia, am stat, am vorbit cu ei, am vorbit cu băieții despre relațiile lor, cu fetele, le-am dat sfaturi, le-am, pentru că așa sunt eu, sunt foarte inimoasă și vreau mereu să ajut și să dau sfaturi și să nu treacă și alții prin toate experiențele de viață prin care am trecut eu. Și faptul că efectiv m-au pus la zid și m-au judecat și au aruncat în mine cu efectiv tot ce au putut ieri. M-au făcut falsă, m-au făcut ipocrită, m-au făcut mincinoasă. Am momente când simt că o să clachez din punct de vedere psihic, pentru că toată lumea devine foarte, foarte rea. Deci singura noastră problemă este că suntem foarte noi unii cu ceilalți și eu nu înțeleg de ce răutatea asta. Da, ok, am venit toți ca să câștigăm Survivor, dar până să câștigăm Survivor trebuie să fim o echipă unită, pentru că jocul de-abia a început, mai sunt cât 4 luni și jumătate până la final. Ce facem? Ne dăm în cap de la început unul altuia. Ce-i cu răutatea asta? Deci mie nu mi-a venit să cred câtă răutate a ieșit din ei. Și sunt, Evi, sunt și eu, sunt un suflet și cât de să îndur, da, mă enervez, pentru că îndur din stânga, îndur din dreapta, ăla mă face într-un fel, ăla într-un fel, ăla îmi zice că nu sunt bună, ăla țipă la mine pe traseu în condiția în care eu dau totul. Și sunt un suflet de femeie care am venit aici să lupt pentru copilul meu, să-i fac o viață mai bună și vreau să fiu liniștită, vreau să fiu în păcat cu mine, cu deciziile mele. Eu nu vreau să mă cert, eu nu vreau să sunt, nu am făcut nimic rău nimănui, n-am deranjat pe nimeni. Deci nu înțeleg, mi se pare că s-au pus toți băieții în capul meu și efectiv vor să-mi ia să-mi dea un șuș și să mă arunce în mare. Am văzut imaginile cu Simona, vreau să se pronunțe și cei de acasă, dacă au fost lacrimi reale, dacă n-au fost reale. Eu cred că au fost reale, degeaba zâmbești tu aici. Prietenii mei care urmăresc emisiunea știu la ce mă refer. Pozele n-au fost reale. Bine, asta e o glumă cu prietenii mei care mă cunosc. Da, lacrimile n-au fost reale. Am înțeles, plânge pentru sufletul prieteni. Meu, plânge inima mea, dar mai puțin Simona. Ia uzi. Așa le cânt și prietenilor tăi? Nu, la așa. Petreceri? Nu așa, când fac petreceri cu prietenii mei, avem momente, adică da. Nu... Artistice, adică lucrate, nu da, așa... Dacă vreau să cânt, oprim, pac, pun muzica, băieții își fac treaba lor și încep să cânt și ei la sfârșit aplaudă sau, nu. Sau mă înjură. Sau aruncă depinde cu vreo roșie, cum. Cu ceva. Niciodată, nu. Depinde cum e acolo sau dacă e să fac un duet cu vreunul, zic, uite ce față ai și râde el. Foarte bine, păi de aia e petrecere, să fie voie bună. Nu o să fie o petrecere, însă nici, pentru următorul concurent care a intrat în tot acest joc, în show-ul ăsta. În gura leilor, la Survivor România, Sebastian Chitoșca. În gura leilor înfometați. Da. Sebastian, un fost fotbalist, a renunțat anul trecut să mai practice fotbalul de performanță. Ne-a și povestit de ce, dar veți vedea dumneavoastră puțin mai târziu. Nu este un jucător necunoscut pentru iubitorii sportului. El a evoluat foarte mult, la Botoșani a făcut carieră, dar a trecut și pe la FCSB, un fotbalist foarte talentat care a ieșit mult prea devreme din lumina reflectoarelor. Însă a intrat iar în arenă, pentru că Survivor-ul este cel mai urmărit show din România și acum și el are posibilitatea să-și arate abilitățile și îndemânarea pe traseu, nu? Absolut. Crezi că el va fi
un concurent puternic, așa cum a intrat Ghiță anul trecut și a schimbat practic fața faimoșilor în competiție? Eu consider că va fi un concurent puternic, dar nu cred că... Cred că băieții și-au format deja un nucleu și o să-l marginalizeze. Crezi? Da. Chiar dacă el va fi puternic, băieții o să-l marginalizeze. Sau probabil la început o să, de fațadă o să-l apropie și o să-l integreze, dar sunt convins că în jocul de culise el va fi automat marginalizat. Păi, și dacă va câștiga și va aduce puncte? Și totuși echipa nu va ajunge la acel număr 10 de a fi câștigătoare? Nu contează, deja să aduc oameni în plus. Și ei trebuie deja să scoată, adică începe după ei va să-ți elimin concurența. Da, după ei va începe numărătoarea inversă, înțelegi? Adică nu mai e că stai că trebuie să mai nu știu ce, să... Să mai luptăm și... pentru echipă, nu? Da. Luptăm pentru noi. Luptăm, uite, luptăm pentru noi. Pentru noi. Avem, apropo de noi, avem și noi un interviu în exclusivitate cu Sebastian Chitoșcă. Pe mine chiar m-a impresionat. El a povestit niște lucruri emoționante. Chiar aici s-a plâns cu adevărat. Vreau să vedeți imaginile și apoi reveni. Alături de noi, Sebastian, un fotbalist. Bună, Sebastian! Bună! Ai venit la Survivor cu ce vibe? Am venit la Survivor cu un vibe plăcut, cu o poftă de a fi din nou competitiv, pentru că m-am retras din sport de un an de zile și cred că această provocare pentru mine e binevenită, repet, deoarece îmi era dor să fiu din nou competitiv. Ai fost un fotbalist foarte bun în Liga 1. Oamenii n-au înțeles de ce ai ieșit tu așa de repede din lumina reflectoarelor. Poate le explici fanilor, nu știu, de acasă, ce te-a determinat să îți pui ghetele în cui mai devreme decât se așteptau toți. Da, niciodată nu m-am gândit că doar la 26 de ani o să pun stop unei cariere destul de ok din punctul meu de vedere. Am fost la diferite cluburi importante din România unde am și jucat foarte multe meciuri la nivel de Liga 1, dar nu știi niciodată în viață cum anumite probleme pot să apară la nivel de familie și pentru mine întotdeauna familia a fost primul plan pentru mine ca persoană, nu m-a interesat. Mereu am lăsat lucrurile care pentru mine îmi făceau bine, financiare să zic așa, sau profesionale, pentru familie. Iar în momentul de față, trecând printr-o cumpână foarte, foarte grea cu fratele meu, am decis că e momentul să mă retrag din sport pentru a fi alături de el, pentru că fiind o problemă destul de gravă între viață și moarte, e mai important să câștigi viața fratelui tău și să fii alături de el decât să câștigi, nu știu, 2 ani de glorie în sport sau faimă sau bani și așa mai departe. Și dacă lucrurile în timpul ăsta au revenit pe un curs normal? Te referi cu fratele meu? Ok. Ați reușit? Spre binele nostru, 90% este foarte bine, pentru că el fiind între 1% șanse să trăiască și 99% să moară, sau dacă trăiește, 90% să rămână legumă, uite că Dumnezeu a fost cu noi, cu el în primul rând, și 90% acum este stabil, merge pe picioarele lui, vorbește. Ați reușit. Am reușit, da. Dar ce-a pățit? El este stabilit în Germania de peste 7 ani și în concediul de acum un an, jumătate, cred, vara trecută, cred că s-a întâmplat, a venit în România, a fost și el la o terasă, cu niște prieteni, acolo se ivise un scandal din informațiile pe care eu le am și fratele meu tot timpul a fost un tip și un gen de om căruia nu i-a plăcut să vadă oamenii că se ceartă sau...
Și a auzit de la ce a plecat discuția, de la o anumită sumă de bani, o notă de plată, nu aveau bani să o plătească și fratele meu le-a spus, stați că vă dau eu, nu vă mai certați, tot e ok, fiți friendly. Ok, fratele meu le-a dat o sumă de bani și nota fiind puțin mai mică decât acea sumă de bani pe care le-a dat-o fratele meu, că le-a dat în euro, nu avea lei, aștepta și el înapoi restul, pentru că diferența era destul de mare, adică nota era, să zicem, 100 de lei și restul trebuia să fie undeva 3 milioane și ceva înapoi. Și oamenii, fiind sub influența alcoolului, nu au vrut să mai dea bani înapoi și fratele meu, evident, s-a iritat, le-a spus două, trei cuvinte la nervi s-au întors, adică după ce vă fac bine, mai face și de-asta. Și automat, în secunda 2, când s-a întors, a primit un pumn în zona urechii și a căzut cu capul de terasă și acolo a rămas. Da, să sperăm că lucrurile se vor rezolva. Vrei să câștigi Survivor și pentru fratele tău? Doar pentru fratele meu aș vrea, pentru că am și emoție în voce când vorbesc despre fratele meu, pentru că sunt clipe foarte grele de o perioadă de o lună jumate în care eu am stat lângă patul lui de spital. Nu mi-am imaginat niciodată că astăzi îl văd plecând bine de acasă și la 3 ore ești practic ești mort, că era în comă de gradul 4 și da, cu siguranță pentru el aș vrea să fac toate chestiile astea, pentru că am renunțat la viața mea pentru el și clar că trăiesc doar pentru el. Lucrurile sigur o să se schimbe în bine și pentru tine și pentru voi și pentru fratele tău. Și așa cum vine o situație de genul ăsta, așa vin și situațiile bune. Cum ai reușit să faci tu lucrul ăsta, să renunți la cariera ta și să mergi mai departe, imediat o șansă nouă se ivește acolo în prag și sigur o să vină și pentru tine. Sunt convins. Cu siguranță va fi așa și lacrimile astea sunt și de bucurie în momentul de față, pentru că am trecut peste, cu toate că am fost judecat, lumea apropiată, chiar mie m-a judecat, ai renunțat la o carieră, ai muncit atâți ani. Da, dar voi nu înțelegeți că în momentele când eu eram lângă fratele meu la spital, puteam să am poate milioane de euro în conturi și nu puteam să-l ajut cu absolut nimic. Adică mai important n-a fost prezența ta emoțională acolo decât absența, dar prezența pe planul financiar. Exact. Și asta l-a ajutat mai mult. Te-ai gândit și la un semn pe care ți-l transmis fratelui tău din Republica Dominicană în momentul în care vei câștiga pe traseele de acolo? Cu siguranță o să fac un discurs doar pentru el la fiecare probă, chiar și la înfrângere, pentru că întotdeauna nu poți doar să câștigi, trebuie să fie și cineva care să-ți opună o rezistență foarte bună și trebuie să știi să perzi, dar din acea înfrângere să înveți ceva pentru, să zic, experiența următoare, meciul, în cazul meu cum am fost sportiv sau în cazul de față al acestui show Survivor, proba următoare. Ești un om atletic, ești un atlet de săvârșit, sigur, dar cum stai cu îndemânare? Ești bun la țintă? Întotdeauna. Le estimezi bine acolo? Cu siguranță, pentru că nu am prins generația pe care acum copiii o au cu tabletele în mână, eu am prins o generație cu jocurile copilării, da. Nimerește bara, cu mingea de tenis, nu știu, toate jocurile alea ale copilăriei, am mers la, nu știu, furat de orice, cățărări pe garduri. Am avut o copilărie în care stăteam 80 ore pe afară, nu 80 ore în fața unei tablete. Și cu siguranță lucrurile astea acum ajută, cu siguranță mă va ajuta și mă consider, da, un tip îndemânos, să zic. Da, sunt fotbaliștii, au fost foarte buni în show-urile acestea de supraviețuire din Dominicană. Ești un jucător de echipă, până la urmă. Ești un tip conflictual sau vei încerca să îi temperezi pe colegii tăi în cazul în care intervin greutățile, atât pe trasee, cât și lipsa mâncării și având condițiilor? Având în vedere, cum ai spus și tu, sunt un tip în care am jucat în echipă, cu siguranță echipa e cea mai importantă, indiferent că la final va fi doar un câștigător. Pentru mine, chiar dacă o să fiu acel câștigător sau colegul meu, e reușita de echipă și când
când câștigă colegul meu, înseamnă că am fost acolo și fără ajutorul meu, acel om nu ar fi ajuns să câștige, sau invers. Și cu siguranță, la a doua întrebare, dacă sunt un tip vulcanic, parcă sunt un tip, orice om care își dorește să câștige, nu poate fi, ok, las-o așa, nu e nimic. Cu siguranță voi fi un tip vulcanic pentru că particip cu sufletul, dar este o, nu știu, un vulcan constructiv, să zic așa, să folosesc expresia asta și cu siguranță aș putea să-mi aduc aportul în a închega echipa, având experiență ca și fotbalist într-o echipă de 20 ceva de jucători. Bun, dar dacă te implici cu sufletul, uneori trebuie să cântărești și cu sufletul. Normal. Și dacă cel mai bine ar fi uneori să zici, bă, las-o așa, să taci din gură, să îi lași așa. Ai fi de partea asta să taci din gură și să mergi mai departe. Depinde de context. Dacă e un conflict de păreri diferite cu un coleg, încerc să-l conving că, băi, așa ar fi mai bine din punctul meu de vedere, dar dacă tu ai punctul tău de vedere cu niște argumente la bază foarte bune, poți să renunci și să spun, ok, las-o așa, e ca tine, hai să mergem pe drumul ăsta. Dar dacă lucrurile se văd când sunt proaste, nu știu, și o zi proastă. Nu merg bine, da. Din viața ta, te trezești dimineață și simți că ceva nu e ok, adică tu, omul are niște simțuri, să zic așa, când simți că nu va fi bine astăzi. E posibil să nu te simți bine, să... Ai un sentiment așa, presimți. Ok, da, presimți ceva rău și întotdeauna rău când vine, parcă îl presimți, dar o fericire, o bucurie niciodată nu vine că te aștepți, dar gândești la ea. Nu știu, cred că o să mă înțeleg foarte bine din punctul ăsta de vedere cu echipa. Te-ai cunoscut cu ei? Nu m-am cunoscut cu ei, dar îi cunosc pe toți de la TV. Am urmărit, nu știu, poate vreți să zic și cariera lui Moroșanu și cariera lui Jador, care e pe val în momentul de față în România. Sunt lucruri inevitabile, chiar dacă în ultimul an jumate am trăit în Germania, tot pe YouTube-ul românesc sau televiziunea românească sunt la curent cu tot ce se întâmplă. Un mesaj de final așa pentru Război, de la un faimos... Pentru Război? La ce să se aștepte în Republica Dominicană? Cu siguranță să vă așteptați la... Nu știu dacă gândiți că ăla e cântăreț, ăla, nu știu, e luptător, cu siguranță trebuie să vă așteptați la o competiție destul de grea pentru voi și nici nouă nu cred că ne va fi ușor contra voastră și sper să fie un joc cât mai plăcut pentru ambele echipe și cel mai bun să câștige la final. Cel mai bun să câștige, succes mult în Republica Dominicană, cum le-am spus eu tuturor faimoșilor, de partea faimoșilor de emisiune, să vină cât mai târziu la noi în studio, dacă se poate și cu trofeu. Cu siguranță, eu unul și o, cred... O să respecti, cu siguranță. Dar cum ar fi să-i lase pe el să câștige, da. Cum ar fi? Știi cum e? Și la un meci de fotbal, când ne duceam, de exemplu, noi echipă mică fiind Ceahlăul, jucam contra Stelei, nu puteai să pleci bătut în competiție, cu toate că știai că ei sunt mai buni. Întotdeauna, dacă dai totul, munca poate să bată, nu știu, talentul sau ceva. Oricum, de aici plecați toți la egal. Vă adaptați toți în același timp, nu o să fie diferențe de valoare. O să fiți toți acolo la egalitate. Ok. Mulțumim, da, frumos. Mulțumesc și baftă multă. Doamne ajută. Colinele, te rog. Aveți nevoie? E, nu, mulțumesc, Dani, că mi-a ajuns. Da, acum o lună și ceva Chitoșcă ne oferea interviul ăsta. A trecut ceva timp de atunci, sunt convins că el s-a așezat sufletește și intră altfel în competiția asta. Să sperăm că va fi bine pentru el, situația cu fratele lui o va transforma într-una de putere și va fi un concurent foarte bun în această competiție. Eu am să te las pe tine să vorbești mai mult. Noi, femeile, suntem în general mai empatice cu situațiile astea mai triste. Și, într-adevăr, poate, dacă vezi povestea lui, nu-l mai vezi doar ca sportivul Chitoșcă, faimosul Chitoșcă. Poate o să fie foarte impresionant pentru oameni. Oamenii o să-l vadă altfel pe trase.
Sunt absolut convins. Și sunt convins că el nu va veni în față cu povestea lui, pentru că așa a și spus la interviu. Că, bine, noi l-am discutat noi mai mult, știi? Că da, eu am avut curiozitatea asta, mai bine nu-l întreba. Vezi, din cauza ta, tu ești vinovată, nu mai băga capul în pământ, ține capul sus, nu mai plânge. Eu n-am știut ce poveste de viață are el. Adică, mă rog, mai citisem ceva în presă, dar să fie chiar atât de grav n-am știut. Nu e grav, că a trecut peste moment. Nu este grav. Dar uite, eu nu reușesc să trec peste momentul ăsta. Oamenii nu sunt obișnuiți cu mine așa. Și mai ales la emisiunea asta. Mai plâng și eu la alte emisiuni de ale noastre. Dar pe mine, repet, m-a impresionat povestea lui. Sper să fie un concurent foarte bun în competiție. Așa cum spuneai tu, să nu se bazeze doar pe poveste, ci să se bazeze pe ce va face pe trasee și să fie puternic. Pentru fratele lui, în special. Și poate, pentru că am mai văzut povești aici la Faimoș, cum este cazul Georgianei sau, mă rog, chiar al lui Zani. Sunt povești care e impresionat pe ceilalți. Da, i-a impresionat pe ceilalți, dar vezi că nu vin cu asta în față. S-a mai creat precedentul ăsta la Georgiana. Cumva ei faimoși au ieșit cu, i-au scos chestia asta în evidență, că are o poveste și că să o țină cât mai mult în competiție, să-și atingă cumva obiectivul social pe partea ei acolo. Da, Survivor-ul e mult mai mult decât poveștile noastre grele de viață și e o combinație între. Și totul asta e un farmec. Da, e adevărat. Dar să știi că și oamenii de acasă, cei pe care îi avem aici pe mesaje și la care eu chiar m-am uitat, printre lacrimi tot m-am uitat la mesajele lor, au empatizat cu povestea lui Sebastian și sunt sigură că va avea cumva circumstanțe atenuante, cel puțin la început, acum, când poate nu o să câștige așa din prima. Da, ce pot să zic? Tu ai fost vesel, tu m-ai făcut pe mine să zâmbesc. Tu nu crezi în lacrimile oamenilor câteodată. N-ai crezut în lacrimile Simonei, în schimb... Fă-mă pe mine la nenorocitul. Zic, iau-te, nenorocitul ăsta, nu crede în lacrimi. Ba, mai cred și eu în lacrimi, dar nu în toate. Alea care sunt cu adevărat lacrimi, alea care nu sunt... Deci n-ai crezut în lacrimile Simonei, ți s-au părut nesincere. În cazul lui au fost sincere? Da, dacă l-ai zgândărit pe om la coarda sensibilă, da, a fost sincer și ți-a spus omul cum stă treaba cu povestea asta. Și normal că s-a emoționat. Te-a mâncat pe tine să îl întrebi. Păi, nu era normal. Mă, nu știu, eu sunt obișnuită, sunt și reporter de mondel. Și de fiecare dată am încercat să ating și latura asta. Și pe undeva, chiar dacă poate suna într-un fel mai dur, m-am bucurat că a vorbit și despre viața lui, fiindcă e normal. E normal să fie și așa. Vine în fața noastră cu toate motivele lui și asta e de apreciat. Un om care luptă cu toate armele și cu toate experiențele pe care le are. Așa. Da. Cu toate armele vor lupta și războinicii care au intrat în competiție. Iulian Dascălu are 22 de ani, este din Constanța, este boxer, deși el are armele lui. Sunt ferm convinsă că va fi un competitor foarte puternic. Vom vedea și la ei, că și în tabăra războinicilor situația este încordată, nici băieții de acolo nu se suportă foarte tare, mai ales când vine vorba despre nominalizări. Vom vedea dacă el va fi bun în competiție, dacă și Mihaela Berteanu, cealaltă fată intrată în competiție originală din Brașov, va face și ea față competiției în condițiile în care sunt fete foarte bune acolo în tabăra albastră. Da. Să vedem ce va fi. Uite, 22 de ani, 24 de ani. O vârstă potrivită pentru Survivor. Nu prea ține cu ei experiența de viață, dar... O poate dobândi acolo. Bineînțeles, bineînțeles. Vom vedea.
Vom vedea dacă și războinicii aceștia vor face față în competiție cu ei, să le spunem oamenilor de acasă, nu am reușit să facem deocamdată materiale, pentru că ei întotdeauna reprezintă o surpriză pentru faimoși. Așa este regula concursului. Eu am fost acuzată de foarte multe ori pe YouTube de anumite persoane care se uită la emisiunea noastră că sunt extrem de părtinitoare și merg doar pe latura faimoșilor, dar, repet, este normal ca eu să fiu de partea faimoșilor în competiție, pentru că în ștafeta mixtă de aici din studio eu reprezint partea roșie, Alex partea albastră, și am ținut să specific lucrul ăsta și am ținut să specific și faptul că nu avem interviuri exclusive deocamdată cu cei doi războinici, fiindcă așa este sistemul și noi îl respectăm la rândul nostru. Nu? Ești de acord cu mine, sunt, da. Uite că am terminat într-o notă optimistă. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și astăzi și vineri. Ne vedem și luni la o nouă ediție de ștafeta mixtă în care vom comenta tot ce se întâmplă în Republica Dominicană. Vom vedea cine va fi nominalizat în această săptămână și spre eliminat. Și eliminat. Noi suntem aici să venim în fața dumneavoastră cu noutăți. Vă dorim un weekend cât mai frumos și nu uitați. De seară, de la orele 20, urmăriți Survivor România.